Mulți ar vrea să învețe ebraica biblică, dar li se pare că este mult prea grea sau intimidantă și renunță poate chiar înainte de a se apuca. Puținele persoane care ajung totuși să învețe câte ceva constată că este destul de dificil să rețină și să folosească ceea ce au învățat. Uite cum stau lucrurile. Majoritatea oamenilor pur și simplu nu au fost destinați să poată învăța o limbă cu ajutorul unui manual sau memorând o serie de reguli. În schimb, toți învățăm cel mai bine o limbă experimentând-o, auzind și vorbind. Oricine este capabil să învețe o limbă străină în același mod natural în care a învățat să vorbească limba maternă când era mic. Dacă stai să te gândești, părinții tăi nu au început prin a te învăța alfabetul și gramatica limbii române când ai fost copil. Ei pur și simplu îți vorbeau. Tu ascultai, apoi ai început să înțelegi și încetul cu încetul să vorbești. Doar mai apoi ai fost pregătit pentru alfabet. Seria de videouri Aleph cu Beth te va ajuta să experimentezi acest stil natural de învățare, purtându-te parcă într-o călătorie în timp și spațiu foarte captivantă. Cu cât te vei uita mai mult la videouri, cu atât îți vei consolida și mai mult cunoștințele dobândite. Acest mod natural de a învăța o limbă este cu mult mai plăcut și mai eficient în timp, deoarece atât sunetele cât și gramatica ebraicii biblice ți se fixează mai bine în memorie prin repetiție și folosire. După ce vei învăța câteva cuvinte și puțină gramatică în mod intuitiv cu ajutorul videourilor noastre, vei fi introdus puțin câte puțin în alfabetul ebraic, ajungând în cele din urmă să înveți să citești. Am creat acest curs video gratuit ca să-i ajutăm pe traducătorii Bibliei și biserica din întreaga lume să învețe ebraica biblică pentru a crește în cunoștința scripturilor. Nu vei auzi nici româna, nici vreo altă limbă în afară de limba ebraică în videourile noastre gratuite, deci oricine va putea să le urmărească și să învețe. Scopul nostru este să te ajutăm să experimentezi ebraica într-un mod real, ca pe o limbă vie, și nu doar să memorezi niște liste întregi de reguli gramaticale și vocabular. În plus, nu ai nici măcar nevoie de un manual. Să nu te surprindă faptul că te vei simți puțin dezorientat la început. E foarte normal. S-ar putea să te simți ca un copil din nou, încercând să ghicești despre ce este vorba. Uneori aceasta îi face pe adulți să se simtă inconfortabil, dar face parte din învățare. Bucură-te din plin! Dacă vei persevera și vei urmări videourile din nou și din nou, tonalitatea și conținutul lor vor începe să prindă contur. Cu cât te vei adânci în studiu, cu atât vei începe să vezi ce înseamnă a învăța o limbă și nu doar a învăța despre limba respectivă. Vei fi surprins de cât de mult ai învățat după doar câteva videouri. Dacă nu-ți vei reaminti toate cuvintele la început, nu-ți face griji. Relaxează-te și mai uită-te odată la video. Cuvintele se vor repeta și în videourile următoare, deci nu trebuie să te chinui să le ții minte din prima. De asemenea, asigură-te că urmărești lecțiile în ordine. Le găsești aranjate astfel într-un playlist, al cărui link îl găsești mai jos în descriere. Deci, ce mai aștepți? Înscrie-te la canalul nostru și începe să înveți limba ebraică biblică. Te rugăm să ne ajuți să împărtășim aceste lecții gratuite cu prieteni din alte țări care ar putea fi interesați să învețe ebraica. Și roagă-te pentru noi să putem crea cât mai multe videouri gratuite pentru a te ajuta să experimentezi bucuria cuvântului lui Dumnezeu în frumoasa lui limbă originală. Shalom!